Dacă ai hrană în frigider, haine pe tine, un acoperiș deasupra capului și un loc unde să dormi, ești mai bogat decât 75% din lumea aceasta. Dacă ai bani în bancă, în pormoneu, și dacă îți permiți să iei masa din când în când la restaurant, ești printre cei 8% de oameni înstăriți din lumea asta. Dacă te trezești dimineața sănătos, ești mai binecuvântat decât cei 1 milion care nu vor mai supraviețui săptămâna aceasta. Dacă n-ai experimentat niciodată pericolul războiului, singurătatea închisorii, agonia torturii, durerile foamete, să știi că tu nu ești printre cei 500 de milioane de oameni din lumea aceasta. Dacă poți să frecventezi biserica fără frica persecuției, arestului, torturii sau morții, ești mai binecuvântat decât cei 3 milioane de creștini care suferă pentru credința lor din lumea aceasta. Dacă părinții tăi sunt în viață și împreună, ești un exemplar tot mai rar în România. Deci dacă cineva are motive de a fi mulțumitor, acela ești tu.